Cel mai tare, de Alexandru Mitru. Un om dorea de mult să afle cine este mai tare și mai tare pe pământ. Al mai tare este banul, își dăte cu părerea un cerșetor. Uite, neguțătorul din orașul nostru este atât de bogat încât orice dorință și-o poate îndeplini. Nu peste multă vreme un tâlhar îl jefui pe neguțător și acesta rămase sărac. Tâlharii să fie cei mai tari? Se întrebă omul. Dar pe tâlhar îl prinseră oștenii regelui și îl vârâră în temniță. Atunci regele e îl mai tare, gândi omul. Un împărat vecin îi lovi țara regelui și pe acesta din urmă îl izgoni. Împăratul este, iată, e mai ceva decât regele. Mai trecu puțin timp și sfetnici împăratului făcură o uneltire. Îl încolțiră într-o noapte pe stăpânul lor și hotărâră să-i taie capul. Gâtul îi reteză gâdele cetății. Aha, cugetă omul, mai tare decât însuși împăratul este gâdele. Numai că gâdele se îmbolnăvi și în câteva zile își dete duhul. Îl duseră la groapă, îl vârâră înăuntru și groparul trase deasupra lui pământ. Va să zică groparul le vine de hac la toți, el e îl mai tare. Se duse la gropar acasă. Acesta avea un băiat de 6-7 ani, un copil rău și foarte râzgâiat. Cum îl vedea pe tatăl lui, copilul îi se suia în cap. Îi smulgea barba și mustățile. Iar bietul om, care avea o fire slabă, nu îi se împotrivea. Și-a zis omul în gând, groparul, cât e el de gropar și are pe cineva care face din el ce vrea? Slăbiciunea se plătește. Numai că băiețelul a fost trimis la școală. Învățătorul era un înțelept cu mult tact și sub îndrumarea lui copilul s-a cumințit. Omul s-a apropiat de învățător și i-a grăit. Mă zbuciun de mult să aflu cine este mai tare pe pământ și mi se pare că am aflat. Tu ești învățătorule. Am să te întreb și eu ceva, a zis la rândul său învățătorul. Întreabă-mă. Dacă nu ar fi oamenii care să are și să semene, ai avea ce mânca? Firește că nu, dar dacă n-ar fi alții care să-ți facă haine călduroase sau un acoperiș, n-ai îngheța în timpul iernii? Desigur, a răspuns omul, și toți aceștia de n-ar avea unelte ar putea să-ți mai dea cele de trebuință? Nu, nici nu-mi cape vorbă. Atunci ai înțeles cine este cel mai tare pe pământ? Al cui e viitorul? Acela de pe urma căruia trăiesc în lume toți oamenii? Am înțeles, spuse omul deodată luminat, este acela ce muncește. Da, prietene, acela ce muncește este stăpânul vieții. Fără de el, n-am putea trăi. Munca lungește viața, iar mărgăritarul cel mai strălucitor e hărnicia.